Duforne se pregătește la paralele, e specialistă la acest aparat. Junioară fiind, a câștigat titlul european, dacă mi-amintesc bine, la Clermont-Ferrand în 2008. Da. Dar între mulți s-a transformat. N-aș vrea să spun altfel. Să vedem dacă reușește să aibă roată liberă spre înainte. Nu, a ezitat și cred că e acum suplimentar ceea ce a făcut. Da. Nu, probabil așa avea exercițiu, că s-a dus în continuare în legare. Și are un exercițiu foarte interesant, trece dintr-un element în altul. Precum ați văzut acum, a trecere de pe bara de jos, direct cu roată liberă. Și aici... Rău la acest ginger în bară. Foarte rău. A lovit cu genunchiul. A făcut... A ținut prea mult de bară, cum spuneam, după întoarcerea cu 360. Da, a vrut să facă legare de elemente... Și n-a dat drumul. Din aceeași dorință de a nu rata. Când ți-e frică de aparat, astea sunt riscurile. De aceea... De aceea antrenorii zic bine, da, de multe ori, exact ca în antrenament. Nu este ușor să execuți în concurs la fel cum te-ai antrenat, cum ai reușit să execuți de sute de ori acasă în antrenament.